Pentru a analiza evoluția vânzărilor pe ultimii patru ani, selectăm ca și dimensiuni, data și valoarea vânzărilor, apoi alegem o diagramă liniară. Va fi creat graficul vânzărilor pentru perioada selectată, iar ceea ce se observă rapid din acest grafic este trendul ascendent constant al vânzărilor înregistrate. Afișăm informația pe trimestre și valoarea aferentă fiecărui trimestru. Mai departe, pentru a activa funcția de previziune, dăm clic dreapta pe grafic și selectăm opțiunea Forecast. În mod implicit, sistemul va ignora ultimul trimestru, pentru că presupune că datele nu ar fi complete sau că respectivul trimestru este în curs în momentul analizei. Însă dacă știi că informațiile tale sunt complete, poți alege să fie luată în considerare întreaga perioadă. Urmând de evoluția anterioară, sistemul BI previzionează astfel o creștere a vânzărilor și afișează valorile ale acestora pentru fiecare trimestru din perioada următoare. O altă analiză pe care ți-o oferă Senior Visual BI este cea de tip OATIF, în acest dashboard este afișată evoluția vânzărilor și a profitului. Utilizând parametrii disponibili în partea dreaptă, poți alege să modifici anumiți indicatori, valorile din grafic, modificându-se în funcție de aceștia. De exemplu, poți afla cum va evolua profitul în cazul în care scazi costurile. În acest exemplu, la o scădere cu 5% a costurilor, profitul ar putea crește de la aproximativ 1,68 milioane de ron la 1,95 milioane ron. Dacă vom crește și vânzările cu 10%, profitul ar putea ajunge până la 2,15 milioane ron. Pe de altă parte, dacă alegem să creștem costurile în aceleași condiții de creștere a vânzărilor, va rezulta o creștere mai mică a profitului de la 1,55 milioane ron la 1,68 milioane.